Doamnelor și domnilor, a venit momentul mult așteptat. Prietenii mei, Magitot, DJ Chukis și Pescarul Șapcă sunt supuși unei provocări picante, celei mai picante provocări. La măruță, la bar. Mă, tu erai în rime, adică venea să o supicam, venea rima și gata. Pot fi și altfel. Ok, vedeți ce înseamnă, ce înseamnă să ajungă cocktailurile și pe partea aia la etaj. Perfect, Alin, îți mulțumim mult de tot. Șapcă! Ești la sosurile picante invitat astăzi. Tu, Măgilă, Cătălin și Ciuchis. Mă așteptam la pupitru. Și eu ce trebuie să fac? Nimic, vino acolo că ți explic eu. Cătălina aș aprecia foarte mult, aș aprecia foarte mult dacă mi-i spune Magiloi. Magiloi, te rog frumos, treci acolo. Dar nu, eu am mai fost odată, știu prin ce am trecut, terapie și alte chestii, mulțumesc, dar nu, mulțumesc. Nu trebuie să mergem, pentru că pur și simplu trebuie imediat să vină o vedetă. Lasă-mă să pun niște... Știi cum e, trebuie să vină o vedetă la rubrica asta, dar n-a venit nicio vedetă astăzi. N-ai găsit pe Radu. Noastră emisiune estivală și ne-am gândit să fiți imediat voi. Imediat o să vin. Dar măcar... Hai mă, Șapcă, vină aici. Măcar plecați de mâine, e ultima asta. Poți să pescuiești și eu de mâine, da, mă, Șapcă, liniștit? Da, mă, de mâine poți să pescuiești liniștit. Hai, aici, pentru că noi mergem în vacanță și ne soarcem la toamnă, iar Alin Țibulcă, ia uite-te aici ce cocktailuri cu mure, mamă, stai să-i aduc cocktailul și verișoarei, Măgilă! Yo. Hai de la sosurile picante, Măgilă! Băi, vin, începeți fără mine, dragilor, da? Îi făceam intrarea cu tăi, am o mătușă care spunea tot, spune tot timpul, începeți fără mine că vin și eu, mâncați voi, dacă, măi, vreau să le zic dacă ceva, voi dacă sunteți mâncați fericiți, voi, eu sunt fericit, dacă, da, da, dacă mâncați voi, am gustat-o, dacă voi vă sătorați, eu mă sat, eu știu să vină. Pentru a se face dreptate, trebuie să știți că această rețetă fabuloasă de creveți nu este a lui, este a fratelui lui. Da, a cui? A lui frate tu. Așa, da, exact. Este a fratelui meu care stă în Mallorca și de acolo, când am venit prima oară, a făcut chestia asta. Deci, și sunt foarte buni. Ciorba asta de creveți chiar este senzațională. Să știți, nu aspectul contează, că și eu am colocei, contează ce pe interior. Nu, dar este, nu pot să arăt așa, să vadă cei de acasă să le facem poftă, dar este senzațional. Păi și rețeta o pui și tu la tine pe Instagram, să o găsească lumea? Da, poți să o pun la mine pe Instagram, să o găsească lumea. E foarte bun, frate. Eu i-am cerut-o și... Haideți să terminăm cu asta odată, eu vin acolo când atât. Deci lucrurile stau în felul următor. Vlăduța a fost și ea la sosul de picante. O să începem cu acesta, băieți. Este cel mai light, te rog. Spunem și mie că mă duc și eu. Rubrica asta. Ai mâncat, uite, am? Vai. Prima amintire pe care pot să ți-o spun și vreau să ți-o spun, am ieșit în parcare, mă aștepta soțul meu și zicea, ce vă la întrebarea 3? Zic, sună-l pe Măruță. Mamă, întrebarea 3? Eu, da. Spune-mi răspunsul. Nu mai știu, mai bine îmi uit. Ok, deci soțul era în parcare. Dar mă bucur din suflet că... Măgilă! Da. Sunt aici. Cred că e prima oară când zic pune puțin. Exact, e prima oară. Vin și eu, vin și eu, dar stai că să facem asta, în imediat. Felul următor, avem imediat, pentru imediat, fiecare imediat. Câte două întrebări. Imediat, Șapcă. Imediat. Dă-i lui Șapcă, începe cu el. Începi să citești, da? Îi traduc eu, Șapcă, dacă nu. Șapcă, nu, stai un pic, așteaptă-te. Nu, nu, nu mănâncă, Doamne. Acum vin, Cătălin, acum vin, iartă-mă să mai fac niște sandwich-uri cu salam și gata. Măgilă, haide. Am o, o să facem în felul următor. Fiecare va avea câte o întrebare, da? Două întrebări fiecare, dar fiecare, uite acum. Dar de ce numai una, numai două? Eu am avut cinci. Păi, păi, da, ce mi se pare mie ciudat? Deci eu fac creveți și mâncăm bule de cașcaval. Păi, nu. Păi prima întrebare, ce chestie? Eu voiam creveți cu creveți. Da. Auzi, mi-e știi ce-mi plăcea? A. Să fii și tu aici. A început na, muzica. Na, na, na. Vreau să știu dacă a început. Dacă mama, a început. Mama, cu ea asta, mă. Muzica de suspans. Șapcă, asta nu, e a ta. Citește în gând. Și acum, Măgilă, avem și pentru tine întrebarea cu numărul 2, Măgilă. Dar bineînțeles, dă-o la mine aici, te rog frumos la tine. Ia, privește, Măgilă. Ma, ma. Băi, ești nebun. Ce-mi doresc acum, băi, să nu fi știu să citesc. Hai, da, stai. Hai, începem. Oameni buni, sosurile picante. Primul care va răspunde la ediția noastră specială, pentru că vedetele sunt pe litoral, sunt plecate în vacanță. Totuși avem trei persoane care fac cât un superstar. Începem cu Măgilă. O să spun? Bă, deci eu nu mai vreau să mai trec prin ce am trecut. Deci lucrurile sunt în felul următor. Da. Spuneți cu voce tare răspunsul. Dacă vreți ca eu să nu citesc întrebarea, mâncați iute. Eu o să mănânc iute, clar. Măgilă, întrebarea aia bă, se vede. Îmi cer scuze, dar nu știu ce să zic. Deci e un răspuns pe care nu știu ce să-l dau. N-ai cum să ne zici, să dai. Șapcă. Gata, șapcă. Șapcă. Ăsta e răspunsul meu. Citesc întrebarea? Te rog să o citești. Citește, zi. Citești totuși, Șapcă.
Care ți se pare cel mai lipsit de umor actor român? Cel puțin m-a făcut actor. Știi, noi avem o vorbă, Adrenii. Ăștia ți-s prietenii. Băi, bravo, băi, ce-am trecut. Bun, 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 bun de tot. Mersi, mulțumesc. Șapcă, tu trebuie să dai un răspuns. Te mai duci la creveți, nu? Da, da, iartă-mă, nu știam, mi se știu. Da, nu tot felul de chestii. Asta am pus eu mai puțin, că mi-era rău de ei. Da. I-au mai gustat tot dat. Zi. Răspunsul. Dumnea ei. Vlăduța? Vlăduța Lupău? Absolut. Citim întrebarea? N-ai voie. Deci n-ai voie să citești întrebarea? Dar bă, deci Vlăduța Lupău era răspunsul în șapcă, dar mâncat iute. Dar eu pot să o citesc, oamenii nu pot să citească. Bară mea, ai voie acum, că prezinți cu mine și ăștia aici. Da. Bă, dar tu ce citești întrebarea lui șapcă? Da, o mai fost până acum, el pe aici, pe la tine? N-a mai fost, da, e nu. E prima oară. E prima dată. Prima și ultima. Bine, ce bei, eu dau. Ai fost super, ce bei. Auzi la el, actor român. Și acum, ciuchise, răspunsul tău la întrebarea cu numărul 1. Hai să vedem. Auzi, vreau să zic atâta, Cătălin. Pe Ciucă l-am văzut de fiecare dată la fiecare invitat. Râdea așa, Doar acum, un nume. Acum, hai să te vedem. Ia și gust pe tată. Ia. Ia cu cașcaval și cu trecea. Bine. Sandra Izbașa. Sandra Izbașa? Da. Mănânci? Să citim întrebarea. Nu. Citim întrebarea? Nu. Citim întrebarea? Dacă mănânci... Dacă o mănânci pe toate, ești cel mai tare. Ciucă! Hai! O să... Citim sau rupem? Hai! O să mă... Fii tare! Citim sau rupem? Treaba ta! Hai! Păi tu ești ciucă! Toată lumea așteaptă de la tine nu un răspuns, o întrebare citită. No. Ciucă, e ultima emisiune estivală. Auzi, dacă tu hai nu citești... Hai că intrăm în publicitate! Păi cum să citească alți invitați? Hai! Puteam să dau alt nume, de fapt, că mamă, ce uzor, era atât de grav. Da, Sandra Izbașa este răspunsul, iar Ciucă mănâncă iute. Mama mea. Ciucă, ce bază! Eu încercam să trag de el. Nu, no, tu ce vrei să faci? Hai să mergem mai departe. No. Am transpirat Măgilă. Sub șapă. Măgilă, tu mergi, Măgilă, aici, lasă un pic asta de nu, care. Lasă, că e bine, bine. Măgilă, haide să răspund la întrebare. Lasă că mă ocup eu aici, lăsă-ți treaba liniștită. Acolo zi ce trebuie să fac. Măgilă, întrebarea cu numărul 2, Măgilă. Mamă. Stai, cu ei, mă. Ok. Mă, asta e a ta șapcă. Auzi, Măgilă. Dă-i acolo, dă-i acolo. Împărțim pe jumate, da? Verișoară, dă-i acolo. Mamă, mamă, Ciucă. Cum ai... Haide, Ciucă. Băi, am avut noroc astăzi. Dar nu mai mănânc picare. Am avut și noi pe... Răspund primul? Au spune, vă trece vouă un pic. Nu, de data asta primul care răspunde este șapcă. Mie mi-a trecut deja. Alo! Mai trebuie să mă mai gândesc un pic ca una. Alo! Da. Până le trece greața, știi ce zic? Să-mi zic că ce trebuie să fac. Și tu să te afli în treabă. Știi, mai amestec, aș mai pun ceva. Dă-i pe doi, dă-i pe doi. Oprește plita. Nu, prilatul să facă ce vrea. Exact. Bine. Okay. Să fie o plită liberă. Dacă se poate să înregistrăm râsul colegii tale, te rog frumos, că am un spectacol. Laura, le-ai zis? Nu. Ce fac? Laura, le-ai zis râsul ei? Da, am nevoie de un Laura, poți să vii puțin aproape de noi? Poți să mai vii o dată să râs. Te rog frumos, hai de aici, lângă magii tot. Numai o secundă, avem un microfon pentru Laura, le-ai zis? Vino să râs aici, pic, mine. Mama mea, ce să fie de aici? Acolo, învârte acolo. Uite pe aici. Da. A venit Animal Printul. Ce să fac? Vreau să-i spun ceva superb leopard, superb leopard. Poți deci să vrea să fii el, Laura, el vrea să fii lângă el pentru că ai un râs molipsitor. Și pur și simplu el vrea să te aibă la spectacolele lui. Dar vă plătește bine? Da. Păi poți să-ți gătesc creveți dacă vrei. Ea nu prea mănâncă. Dar să nu-l mâncare. Bine, îmi convine și aici. Are mâncare. Mâncare. Laura nu mănâncă. Ce dau? Porumb grâu? Ce să-ți dau? Hai, dă să-mi dau întrebarea. Răspund la întrebare? Da. Laura, tu nu te uita. Puteți să faceți... Ce? Puțin suspans aș vrea să poate. Ce? Cele... Așa? Acum zic. Trei cuvinte. Carismatic. Pedagog foarte bun. Și, din ce am auzit și ce am văzut, un iubit grozav.
Hai, te rog, încetează. O să citesc, dar o citesc eu. Te rog. Descrie-l în trei cuvinte pe Șerban Puiu, partenerul Alexandrei Velniciuc. Deci încă o dată. Carismatic, pedagog foarte bun și un, cum am zis, un iubit, iubit extraordinar. Așa este. Bravo, mă, Măgila! Bravo, Măgila! Îți mulțumesc, mă duc, stai puțin. Bună. Te invit la loc să râzi în continuare. Eu trebuie să mă râd să fac. Așteaptă-i, aștept. Am un vecine toată viața așteptat, da? Văzut, dar Laura, am mințit, am văzut. Auzi, du-te, Măgila, că eu nici acasă nu stau la practică. Ar fi culmea acum. Pentru că păi tu ești din Cluj și eu mi-am dat seama. Trebuie să rămâi Magiloi. Rămâi un pic aici, Măgila, pentru că vreau să răspundă și Șapcă la întrebarea asta. Ok. Haideți mai repede că revin. Bine, îți mulțumesc foarte mult. Te invităm pe ei. Lasă-mă să stea lângă tine. Care-i problema? Tăi ce aici, tăi ce? Bună. Țipă la evitați, dar asta e a patra. Patra. Deci trebuie să zici trei caracteristici. Da, și răspund, da. A, poți să o înregistrez cu telefonul? Nu. Da, foarte bine. Nu, lasă că nu e important ce zic. Deci trei cuvinte, zi. Trei. Mă întrerupe și ne întrerupe. Deci trei care să care? Ne întrerupe. Adică? Întrerupe. Nepoliticos. Întrerupător. Întrerupător. Magiles, cum zici și într-un singur cuvânt, că nu face magie. El face doar mâncare. Magiles? Da. Magiles. Bă, dar ideea că s-a dat de gol, despre ce e vorba. Păi da. Citește întrebarea, sigur. Cred. Și mai am una și vă las. Aha, că leu. Fusture limba. Să știi, iartă-mă că te întrerup. Gata, știu. O să te usture de două ori. Ai văzut, după ce că m-a întrerupt iar, nici nu salută, domnule. Deci care sunt, mă, trei? Că n-am înțeles nimic. Nu salută. Deci pe și nu salută, ce înseamnă? Nu salută pe toată adică lumea. Nepoliticos. Nepoliticos. Stai, mă, puțin, îmi cer scuze, dar am fost la obor și erau sute de oameni. Ce vrei să fac? Dar ce știi că e cu musca pe căciulă. Păi poate vrea să mănânce, uite, să nu citim păi întrebarea. Păi s-a uitat la mine. Citim întrebarea? Da, dați drumul că nu mă deranjează. Spune trei defecte a lui Măgilă. Magiloi. Magiloi. Băi, dar mă rog de el de când. Magiloi. Deci care sunt alea trei defecte ale mele? Nu faci magie, magiles. 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 O, da, nu fac magie, ce ai la ureche? Ești nepoliticos cu toți. A, ce? Păi uite acum ai făcut că te-ai simțit. Cu mosca pe șapcă, eu dar n-ai. Eu mă duc un beci. Nu, stai așa? Okay. Face glume, știi? Da, și mai era una, mă, nu mai știu. Am zis azi că nu salutezi, salutezi. Nu, saluteles. Deci întrerupezi, magiles, salutezi. Saluteles. Saluteles. Fără salut. Dar unde ai baterii? A trecut așa pe lângă mine de două ori, domnule, și n-a zis el. Ce mai faci, mă, Șapcă? Băi, bă, eu zic că prin ultima emisiune estivală să vă îmbăcați, luați-vă în brațe, pupați-vă. Domnul Măruță! Era să mă sperie, iar. Măruță! Numai un pic, Vlăduța, vreau să-ți prezint doi mari actori. Mai faceți acolo pozaj? Poți să faci o poză, te rog mult de tot. Avem doi mari actori, Șapcă și Măgilă. O poză pentru eternitate. Să fie pusă pe culoarele facultății de actorie. Nu pune, mă, că știu. Un pic, gata, un pic. Uite mâinile, zic ceva? Ai pus un iepure. Și vrea Dobrogea să zică ceva. Nu, am observat că pescarul Șapcă e un pic răgușit. Și cred că am găsit răspunsul de ce e Șapcă răgușit. Că a văzut lupău. Da, am prins-o. Bun. Lasă că ți-o zi traduce pe mâini. Ai înțeles, mă, gluma? Mă apucei. Laura. Auzi. Gata, da. Lasă-mă, să am onoarea. Te rog. Caraciucă, să-i pun eu o sosă. Pe ăsta ții minte de la mine, știi? Ăla la cel mai nenorocit, nu? Bun, pe ăsta ți-l pregătesc eu. Dar el o să-ți spun acum. Ia, Laura... Nu știu dacă chiar o să le spun. Poți să mă retrag, că mi se pare că o să scrii pe mine. Nu, dar știi cum făceai tu, Cătălin, cum se vede de acasă? Numai puțin, uite așa. Nu uite că ți-a pus mie. Haide, Ciucă, să vedem. Nu mai mănânc, e prea iutesc. Te rog, dă răspunsul. Aolo, uite-te cât a pus. Păi asta, am zis cum se vede de acasă, că ești Cătălin. Numai puțin, numai puțin. Hai să vedem, Ciuchis, zi. Dă-i. Zi. Câte trebuie să dai? Câte? Două. Aia, e simplu. E simplu, da. Aici vreau eu. Bine. Zi. Zi, drăguțule. Viviana? Da. Viviana? Viviana, vecina de la... Da. De la Vorbește Lumea? Viviana? Da. Am văzut eu că erau paparații... Așa. Viviana? Și da, și... Și? Diana Sar. Cine? Diana Sar. Opa! Ai văzut întrebarea? Păi normal că știam întrebarea. Ciucă, te rog frumos să ne spui două vedete... Persoane cunoscute cu care ai avut o legătură de amor. Viviana Sposun
B. Sposum? Cum e? Sposum. Nu știu numele. Sposum. Sposum. Și acum să pui telefonul să vedea dacă te sună imediat. Deci Viviana. Cred că... Sau te tot sună. Opa. Nu, e... da. Viviana? Nu mai vreau, nu mai vreau să mănânc, mă iertați. Asta-i. Și Diana Sar. Și Diana Sar. Bravo, măciucă. Showbizul ăsta. Hai că stai bine pe partea asta. Dar pe care parte nu stă bine, iartă-mă. Acum eu pe asta. Bă, dar tu ce te bagi, n-am băgat noi la crevetii tăi? Tu mi-ai mâncat pe toți. Pe bune? Da, chiar ai mâncat. Dar chiar îmi lași? Și acum am o gustură. Ciuchis, la Ciuchis FM. Păi ești cam gândit acum. Așa eram și eu după ce am terminat cu picantele. Care-i butonul, mă? Măcar pe mine nu mă sună nimeni să-mi ceară explicații, mă rog. Că el e singur acum, Ciucă. Hai, noroc. Vai, când am fost eu. Sper să nu mă sune altcineva. Poate mă sună Andreea Bălan. Unde-i butonul? Că vreau să fac ceva. Mamă, sosurile picante, perfect. A, să vină Andreea, Antonescu. Și? Nimic. E o legătură. La Ciucă de la primul sos, uite, îi se activează niște legături. Și e de asta. E perfect. Mergem acum la următoarea noastră invitată. Vorbim de festivalul Mamaia. Tu ai fost la festivalul Mamaia? Ce crezi, da. Nu cred că ai participat la folclor sau la muzică ușoară? Nu, la muzică populară, la Mamaia Folclor. Nici nu mai știu exact în ce an. Știu că aveam 17 ani. Limita era de la 16 la 30, ceva de genul ăsta. Și am câștigat la Mamaia Folclor premiul de popularitate. Bă, toată viața aia a fost populară. Da, mai fost? Scuze-mă, da? Ai câștigat și o mașină? Păi nu, că aia era trofeu, era trofeu. Okay, okay. Și atunci a venit, cine a câștigat o mașină? Nu mai știu cum, îmi scapă numele acum. Dar a câștigat o mașină. Nu, Alexandru Brunățan. Da, mă, da. El a câștigat, da. Dar în alt an, când a fost eu, el nu știu ce câștigase. Dar eram foarte supărată că am câștigat premiul de popularitate. Cum, premiul de popularitate înseamnă că te iubește o lume întreagă, asta da, contează. Da, da, explică-mi tu mie la 17 ani când eu știam că 1, 2, 3 contează, că mie mi-a dat popularitatea publicul care până la urmă te ține în timp și e, acolo e sita. Eram supărată, am zis, ce am câștigat popularitate, pe asta e zero, zic, trebuie să mai vin într-un an. Și după ce am zis că vin și anul viitor și să mai particip, nu s-a mai ținut din păcate. Și a rămas cu premiul de popularitate, care, în ziua de astăzi, îmi dau seama că e cel mai șmecher premiu. Bate, palma ea este vara mea. Și eu am luat premiul de popularitate la România Autorent, deci... Da? Da, el a luat 10.000 de euro. Cât ai te luat? Ce dacă? Dar nu mai contează banii. Important e că ce am făcut cu banii aia? Să mă credeți, să mănânci. Auzi, tu acum zici că nu mai contează banii, dar eu atunci la popularitate când am câștigat și n-aveam bani să mă întorc acasă cu trenul, că eu speram că câștig și eu ceva, mă plic la premiul 2, 3, 1, nu știu. Da, dar suntem la televizor și măgilă, nu vrea să spună că contează banii, pentru că oamenii nu trebuie să-l judece așa și el pur și simplu trebuie să fie un suflet sensibil pe care face totul pentru artă, corect? Dar chiar sunt sensibil, uite, dă-mi o tare la coase, să vezi cum mă doare. Yeah. Dar nu, lasă-mă mai.